Bună seara, vă salut cu respect, George mă numesc și în seara asta aș vrea să vă fac o povestire frumoasă, să continuăm episoadele noastre cu legendele adevărate ale Bucureștiului și ale Dudeștiului și nu numai. Bă, fraților, astăzi seara vreau să vă povestesc despre un Smart 2 calificat, poate unul dintre cei mai mari Smart 2 ciumeci ai României. Bă, fraților, astăzi vreau să vă povestesc despre o amintire de-a mea cu o persoană care m-a impresionat și, în afara faptului că m-a impresionat, m-a lăsat așa cu mult timp, m-am gândit la chestia asta. Bă, fraților, vreau să vă povestesc despre Bogdan Topcanezu, Dumnezeu să-l ierte să fie țărnăușoar. Băi, fraților, Bogdan Topcanezu, cum toată lumea interlopă știe, a fost poate cel mai ciumec om din România. Poate cel mai ciumec. Dar voi știți bine, cine știe, știe băieții de oraș și lumea, legendele și băieții care, într-adevăr, lumea interlopă știu exact că Coco Angel a fost nașul lui. Pe acolo, pe la greu. Dar astea sunt alte episoade în care eu nu am făcut parte și nici nu pot să vă povestesc ce s-a întâmplat la Pârnaie între Coco și Bogdan Topcanezu. Ceea ce pot să vă spun că în libertate Topcanezu era fratele lui Coco și în afară fratele mai mic al lui Coco. Adică era soldatul Coco, ca să țineți minte ce vă spun eu. Băi, fraților, era atât de loial și atât de atent cu Coco să nu fie deranjat cu ceva, încât era impresionant. Băi, la Budapesta, în perioada respectivă, băi, eu aveam în jur de 9-10 ani. Dar frecventam Budapesta și toți băieții mă punea, fiind copil, în perioada respectivă, treceau de la tribunal toți pușcăriași. Veneau la tribunal să judece câte 40-50 de inși odată și băga într-un autocar de ăsta. Și autocarul trecea și la Budapesta, acolo, la semafor, toți ăștia aveau înțeles cu toată familia să arunce bilețelele și transmitea mesaje, ce vor, ce se întâmplă, ce să facă, decizii pentru familie. Și eram unul care, în momentul în care ajungea autocarul la ce era, că era acoperit, nu vedeai ce înăuntru și nici ei nu vedeau afară. Aveau o găurică mică în care știau exact că sunt la Budapesta și acolo aruncau la semaforul respectiv. Înțelegeți? Și toate informațiile eu mă duceam și le culegeam, toate biletele, toate femeile, toți prietenii, toți frații, la oameni care erau la pușcărie, stăteau la terasă, că era terasă la Budapesta în față. Stăteau la terasă acolo și aștepta să aduc eu biletele. Și aduceam biletele eu, înțelegeți? Ca să nu le strig nici, să nu, că toată lumea ar fi stat la semafor să-și ia biletele, să-și ia scrisorile. Dar le era frică să nu strice șmecheria, să însemnau gabori, ce să ta lume de sta aici. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Așa, un copil la semafor, eram ușor să trec. Înțelegeți? Bă, printre care în Duba respectiv era și unchiul lui Liban, fratele lui Coco Anghel, bărbatul lui Zinc. Și cum eram eu cu mătușii mei și cu toate, luam biletele la toată lumea și le aduceam acolo, la terasă. Deci, frecventam Budapesta de mic copil, mă, din clasa 1, ca să înțelegeți. Fugeam de acasă și mă duceam la Budapesta. Că la Budapesta erau toate mătușile mele, unchii mei, acolo. Înțelegeți? Ei acolo se strângeau. Și eu fugeam de acasă și mă duceam și mă întâlneam cu ei. Băi, mâncava-și gura voastră, se întâmplă într-o zi de asta, bung, bung. Toată lumea, multă lume acolo, mulți țigani, bidinari. Mi-aduc aminte, Dumnezeu să-l ierte, era și Fane Bidinaru. Mulți, mă, mulți băieți, Moloz, Pinocchio, Bulă, Luchi Dănuț. Cine nu era, mă, toată lumea, Neanicu Doană, director sau șeful de la Budapesta de acolo. Era mulți, mă, mulți băieți, multă lume. Mă duc, iau biletele, dau la toate familiile acolo, la astea, fiecare își lua biletul, de la Gicu, de la Francescu, de la Maria. Ați înțeles ce vreau să vă spun? Fiecare și-a luat biletele și toată lumea, vă dați seama. Am mai stăm ce mai stăm, cu tare pleacă mătușile astea ale mele și eu rămân cu, mi se pare, cu Moloz. Pac, pac, pac. Bă, la un moment dat, ce se întâmplă, mă, nene? Vine Coco Angel.
Nepoate, ce faci cu tare, ce să fac cu unchiule cu tare, uite, am luat biletele la ăștia, a venit cu tare, bravo, bine ai făcut cu tare. Intră el frumos, pleacă, se duce în restaurant acolo, avea locul lui totdeauna. Băi, nene, nu mai trece mult timp și mai vin 2-3 prieteni de-ai lui, se pun la masă. Și începe, bă, nene Coco al meu, Dumnezeu să-l ierte, să fie țărna ușoară, la șpriț. Bă, Coco, când se punea la șpriț, mâncava și gura voastră, te-a uitat Dumnezeu acolo. Consumator om, adică puternic. Nu vă mai spun, în partea lui Nanicu Doană, fripturi, platouri, cu borgane, cu tot ce trebuia, la boss. Bă, nene, ce credeți, bă, bea țiganul ce bea? Român, scuzați-mă, Coco. Bea ce bea, mâncați și se matolește. Acum toată lumea acolo nu era mâncat să-și gurătă pe timpul ăla cu mașini, cu ale. Toată lumea care lua taxiul, care lua autobuzul. Ați înțeles? Băi, iese Coco din restaurant să ducă pe partea aia să traverseze la ambianța în partea cealaltă. A intersecției. Bă, la semafor, un băiețaș de la noi din cartier, Dumnezeu să-l ierte, să fie țărna ușoară, șmecher și el, adică respectat în lumea pungașilor, frate cu toți bișnițarii, băiat și el, dar era dornic de afirmație, din câte mi-aduc aminte eu, că se povestea la masă acolo după întâmplare. Ce credeți că face, băi? Vine în cap la om să-l taie pe Coco, mâncava-și gura voastră, să-și facă film. Băi, mâncava-și gura voastră, îl prinde pe Coco la semafor, pac, pac, vine și bagă cuțitul în el. Bă, nu mai țin minte, că țin minte că avea ceva la mână aici și pe picior ceva. Din câte realizez, dar eu ce țin minte, era ceva la braț. Deci orică îi băgase cuțitul între... A vrut să-l bage în spate și l-a băgat în mușchi. Ați înțeles? De la mână. Sau la picior, și la picior. Ceva de genul ăsta. Nu mai știu exact. Bă, îl taie pe Coco, ce să mai... Băi, fraților, Iureș Mare, a doua zi, toată lumea acolo, la tăia pe Coco, belea mare, Coco, cu tare, bineînțeles, Coco n-avea nimic, mâncava-și gura voastră, că era un munte de om și ce să-i faci lui Coco? Coco trebuia să-i bași cuțitul în cap, că n-aveai cum să-i bași cuțitul în inimă și să-l mierlești, că avea atâta plămâni, avea atâta inimă, atâta mușchi în față. Deci un om imens. Băi, mâncava-și gura voastră, pe 2-3 zile apare Coco la Budapesta Mâncați și cu mâna așa, cum ar veni mâna așa și mergea mai ușor așa cum ar veni, știi? Dar nu, oricum nu... Bine! Înțelegeți ce vreau să vă spun. Bă, frații mei, ce se întâmplă? Să pune omul la masă, toată lumea. Bă, Ioane, cum s-a întâmplat cu tare? Toată lumea, bă, nu știa cum să-l perie, cum să-l băge în seamă. Mai v-am spus, omul pericol public. Fraților, dacă și frații lui, prietenii lui, care el avea și el niște băieți care îi simpatiza și ținea la el, le era frică de el ca de moarte. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Nu, e că omul când se enerva și se supăra, gata, nu se mai înțelegea nimeni cu nimeni, pe trebuia să fugi și să dispari și din București, dacă îl supărai pe Coco. Și bă, frații mei, toată lumea acolo povestea omul, cine a fost omul care a făcut, ce a făcut, cu tare. Băi, mâncava-și gura voastră, cine intră în restaurant, bă, acum eu copil curios și dornic de șmecherie și îl divinizam ca șmecherie pe om și înțelegeam și eu cine, cum, înțelegi? Ochi și urechi, eram acolo. Cine intră mâncava și gura voastră o altă namilă de om, Dumnezeu să-l ierte să fie țărna ușoară, bă, mâncava și un munte de om, bă, brunet, mă, ca să înțelegeți, avea un păr negru, zice că e vopsit, așa avea părul. O geacă de piele, o pereche de bluși de aia, piramide, dacă mai țineți voi minte, piramide așa, bă, avea niște picioare mâncați și cât era mai de înalt era picioarele lui, ca să înțelegi, un lungan în picioare. Ce țin minte eu. Bam, când intră mâncava și gura voastră măloză, olu, a venit Topcanezul. Bă, eu când am auzit Topcanezul știam și eu, auzisem și eu de zmardoială, de șmecherie, când auzisem de Topcanezul am înnebunit cu capul, prima oară când l-am văzut eu mâncava-și. Bă, omul era gen, cum să vă spun, era să îmbrăca, nu să îmbrăca genul ăsta de bișnițari, de băieți de oraș, nu, mă, nene, omul era gen de ăsta, mai mult, cum să vă spun eu vouă, mai mult cu geiși de piele de alea, de punk, nu de punkiși, de
Nu știu, bă, cum să vă explic. Cu bocanci, cu dalea. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Altfel se îmbrăca, alt gen de om. Mâncavă-și gura voastră când intră acolo, mamă, mamă, și pac, se pune bangă, le ia în brațe pe Ion, ce ai făcut, Ioane, cu tare. Și începe Ion și povestește, uite așa, bă, așa, așa, băiatul ăla, dudeșteanul cu tare, cu tare, așa, pungașul ăla, uite ce a făcut, cu tare, cu tare. Gata, ce spune acum Topcanez? Zice, fratele meu, mă lași să mă duc eu să-l vizitez. Ăsta ce spune? Fă ce vrei, bă, dar lasă, bă, că-l prinde fratele tău, ești nebun, îl prind eu și nu e problemă, îl caut eu și îl găsesc. Ce, lasă-l pe fratele tău, că așa e mai bine pentru toată lumea. Bă, acolo aud eu discuția asta, înțelegeți? Bă, nene, la un moment, în timp ce vorbea, bă, scoate, bă, Topcanezul avea un lanț, mâncava-și gura voastră, mă, lanț, lanț, mă, de la de, cum să vă spun eu vouă, cu lanț, de la de metal, mare. Poate așa, a ta era lanțul ăla și îl pune pe așa, zice, dacă nu ți-l pot covesc eu, să pomenească de șmecherii. Și ăsta cu aici, lasă-l, bă, lasă-l, bă, Bogdane, lasă-l, bă, nene, în pace, dă-l, bă, dracu, că îl prind eu și... Ce, nu, bă, lasă-mă pe mine. Bă, discuția e acolo, da? Bă, mâncava-și gura voastră. Bun, mai stau 5-10 minute la vrăjeală, când îl văd pe ăsta să ridică și pleacă, mâncați. Băi, nene, nu saluta pe nimeni, nu băga pe nimeni în seamă cum ar veni. Și el, înțelegi ce spun? Era un om foarte rău. Și era un rasist. El fiind un om brunet, 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 el era țigan ungur. Nu ungur, de ăsta, sârb era. De origine. Era sârb. Bă, dar era, cum să spun, nu halea țiganii, mâncavă-și gura voastră. Bă, nu-i halea, îi ura. El fiind negru tuci, ura țiganii, ca să pomenesc ce înseamnă în viața asta. Bă, fraților, ce se întâmplă, mă, mâncava-și gura voastră? Pleacă omul. Ce aud și eu povestire după 2-3 zile, ce s-a întâmplat. S-a plecat omul de la Budapesta, s-a dus direct la om, l-a prins pe om acasă. Moară familia mea, l-a bătut pe om cu lanțul de la nenorocit. Bă, la nenorocit i-a deplasat plămâni în el. Bineînțeles că țiganul, băiețașul, bă, eu știu cine e și nume, dar nu vreau să dau nume că... Nu vreau să dau nume, că e o întâmplare care nu e o întâmplare fericită pentru familia lui, și dar eu vreau să o spun pentru că ba, m-a șocat ce am auzit și ce am văzut și ce s-a întâmplat după. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Dar știu exact cine e omul și... Da? Băi, mâncava-și gura voastră, l-a spart, mă, din bătaie pe om, l-a spart, i-a deplasat plămâni în el. Ce credeți, băi, nene? Totul bine și frumos, băi, n-am știut nimeni nimic. Când aflăm că moare omul, mâncava-și. Bă, la vreo 2 săptămâni a murit om. Bineînțeles, și Iureș Mare la Buda peste toată lumea strâns, a venit Topcanezul cu Oco și deja se știa povestea ce s-a întâmplat. Ați înțeles? Acum, stând acolo la masă, ei nu se ferea de mine, nepotul lor, nu? Bă, povestea. Și spunea, bă, Ioane, ce e, să fie problemă că așa cu tare? Nu e, bă, stai liniștit, cu omul era bolnav, a murit de ale lui, nu e murit pe 2 săptămâni, n-o să... oamenii nu sunt sifoane, nu sunt asta. Bă, fraților, una peste alta, ca să vă fac să înțelegeți, omul era loial 100% lui Coco Angel, Dumnezeu să-l ierte, și un om foarte, foarte rău, și mai ales un rasist, un om care nu halea țiganii de niciun fel, l-a bătut pe băiețașul ăla până l-a omorât, mâncava-și gura voastră, adică n-a mai trăit om, 2 săptămâni a mai trăit și a murit după. Înțelegeți? Să vedeți ironia sorții, ce se întâmplă mulți ani după. Îl supără pe șeful mafiei românești și aia a fost greșeala vieții lui. L-a supărat pe Bobby Alogheal. Și pe la Paris s-a împiedicat. Cine înțelege, înțelege bine ce vreau să vă spun eu. Asta înseamnă să nu te iei, bă, niciodată cu oamenii care sunt, înțelegi, omul, în afară faptului că nu era decât ciumec, nu era șmecher, n-avea șmecherie. Era ciumec și nu știa să-și facă prieteni. Dar a fost un om, o legendă a României, un bun șmecher din punct de vedere al penitenciarelor. Înțelegeți? A terorizat tot ce era de terorizat. Nașul lui a fost, bineînțeles, că a fost tot țiganii și stofă de șmecherie și declarație, cum să spun, demonstrație de șmecherie i-a dat-o Foane Spăitorul, fraților, fiind la pușcărie. Bă, ăsta tot timpul spunea că pe unde te prind... ne batem Foane, pe unde te prind ne batem Foane, și când îl prinde Foane pe
pe om. Bineînțeles că Fane nu-i face nimic, că omul vine după o de-asta, o refuz de hrană vreo 2-3 săptămâni, era slab, mort și vai de capul lui și îl bagă direct pe cameră cu Fan. Înțelegeți? Ce credeți, mâncava și gura voastră că se întâmplă? Fane, ăsta e el când a intrat cu omul, bă, omul și el rău. Și cum să spun, și cu principii, de smar doi mă ciumeci. Când l-a văzut pe Fane, hai Fane să ne bat și zic, bă, ce să mă bat mă eu cu tine, ești nebun, la cap nu vezi în ce halești? Uite aici cantin, ia mână, pune mâna, mănâncă, dați-vă pat, pune-vă mâna, mănâncă, revinu-ți și după ce îți revii ne batem, ești nebun. Bă, era ăsta, Bogdan Topcanezu era terminat, refuz de hrană, vă dați seama. Era terminat, avea nicio șansă să bată cu Fane, îl bătea cu Fane cu o mână la spate. Dumnezeu să-l ierte, pe legenda României. Și omul, stofă de șmecher și mafiot adevărat, a avut principii și a spus, nu mă bat mă cu tine că ești în halul în care ești, pune mâna și mănâncă, din mâncarea lui Fane. Pune mâna și mănâncă, dați-vă tot ce trebuie la om să-și revin. După două săptămâni omul, povestire care am auzit-o și eu de la Costeluș și asta vă spun, că o știam de foarte mult timp, dar Costeluș a și reprodus-o, Costeluș de la Clejean, să-i dea Dumnezeu sănătate, că e un băiat care știe să aprecieze ce înseamnă legendele adevărate. Și bă, fraților, ce se întâmplă, mâncava și gura voastră, îi zice Fane, gata bă, ești gata, hai să facem interval. Ce credeți bă și omul, vedeți, ca să vedeți ce înseamnă bă, că tot țiganul i-a demonstrat că e stofă. Știi ce i-a spus om? Lui Fan, Fane, nu pot mânca să-și pula ta să muș mâna care m-a hrănit. Nu pot să mă bag cu tine, gata, tu ești șef. Deci acolo Fane i-a făcut o demonstrație de șmecherie, de băieție și de ce înseamnă mafiotism, încât ar trebui scrise în toate astea, în toate cărțile astea ale lumii interlop. Astea sunt mă fapte adevărate de șmecheri calificați și de oameni care au dus steagul sus și au știut și au avut principii. Deci Fane spăitorul n-a vrut să bată cu el, mă, că era omul vai de capul, îl bătea cu mână. I-a dat să mănânce, l-a hrănit, l-a pus în situația să poată să bată cu el și când a zis, hai bă, să ne batem, nu s-a mai bătut. Și omul a înțeles ce stofă de om poate să fie Fan. Și bă, fraților, ca să înțelegeți, un om care a urât toată viața lor lui țiganii, sfârșitul i s-a tras într-o situație care mulți mecheri știu despre ce e vorba și păcat că totuși a fost o legendă a noastră, a ciumecilor din București, a lumii interlope și cam așa s-a întâmplat. Ați văzut ce înseamnă karma? Nu poți mă să faci rău și să primești bine în viața asta, n-ai cum. Până la urmă ți se înțelegeți? El a avut multe, a supărat mulți țigani, dar când s-a luat cu șeful, s-a terminat șmecheria. Ca să înțelegeți ce vreau să vă spun. Vă pupă fratele vostru și vă iubesc, vă respect și vă mulțumesc tuturor celor care ați apreciat și vă plac povestirile astea mele, care eu vi le fac de drag, din inimă și de plăcere și, cum să vă spun, așa m-am afecționat eu de ceea ce fac și îmi place, fac cu pasiune. Vă pupă fratele vostru și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și nu uitați, fraților, dacă v-a plăcut, dați-vă și voi un like să vă trăiască familia voastră. Vă pup!